511,9 milioane de euro valorează proiectele ce urmează a fi promovate prin programul Zona Urbană Funcțională, a anunțat primarul Sucevei Ion Lungu. Toate investițiile vor fi dezvoltate cu fonduri europene. Potrivit edilului șef al municipiului reședință de județ, proiectele vizează 4 domenii de acțiune. Acest sidur este în faza dezbaterii publică. El are proiecte propuse de în valoare de 511.964.300.000 de euro. Pe patru mari capitole, oraș verde și rezilient, 300.890.800, din care mobilitate urbană durabilă, 213.000, o să vă dau pe WhatsApp cifrele astea și proiectele, 213.450.000, neutralitate energetică, 66.770.800, reducerea poluării aerului și a riscului climatice, 20.670.000, oraș competitiv, infrastructură publică, total 165.586.500, infrastructură publică de calitate 111.161.000, valorificarea terenurilor clădirilor pentru investiții strategice 23.700.500, încurajarea inovației a startup-urilor și forța de muncă calificată 30.725.000, oraș just și inclusiv 23.440.000, din care accesul facil al tuturor la servicii publice 23.410.000, implicarea societății civile și a cetățenilor în dezvoltare urbană, 30.000 de euro. Oraș bine guvernat, obiectiv 4, 22.047.000 de euro. Digitalizarea administrației publice, 19.610.000. Reducerea birocrației și adaptarea serviciilor la nivelul cetățenilor, 2.437.000. Total, așa cum spuneam, proiecte de valoare de 511.964.300.000 de euro. Totodată, primarul Ion Lungu a subliniat principalele investiții prioritare pentru municipiul Suceava, ce trebuie dezvoltate pe exercițiul financiar 2021-2027. Ca proiecte importante pentru municipiul Suceava, transport metropolitan, și aici am spus, suntem foarte aproape, dacă, mă rog, ne rezistăm cu această asociație de dezvoltare intercomunitară, aprobăm SID-ul, studii de oportunitate pentru acest transport metropolitan, putem depune proiecte, să vedem exact unde putem să-l depunem. Ar fi două variante, pe Planul Național de Redresare și Reziliență sau pe Programul Operațional Regional. Deci, proiectele prioritare principale ale municipalității, aici fiecare primar își prezinte proiectele lui, transport metropolitan, ruta alternativă Suceava-Botoșani finalizat, varianta ocolirii numărul 2 Suceava, reabilitare rețelei termice, sală polivalentă, parcări supraterane, campus universitar, parc industrial, curtea domnească, parc Șipăte, amenajare pădure Zamca, aquapark Suceava, parc fotovoltaic termică, modernizare școli, construire creșe, construire grădinițe, modernizare străzi, pasaje subterane, construire locuințe sociale, reabilitate energetică clădirii publice, reabilitare energetică clădirii rezidențiale, modernizare complex bazar, reabilitare policlinică Areni, reabilitare bază sportivă Unirea, îndiguiri râul Suceava. Sigur că am ajuns aici pe raft, aici sunt foarte multe proiecte. Total, proiectele au fost din care s-au ales cele prioritare, au fost dublu, 1 miliard de euro, peste 1 miliard de euro. Proiecte, rezultate, numai a consultărilor publice, a discuțiilor pe care le-au avut firma care face acest studiu de actualizat, studiu integrat de dezvoltare urbană a municipiului Suceava, dezbatere publice care au fost. Deci, ca atare, sunt proiecte, slavă Domnului, dacă reușim să le accesăm, eu zic că avem o șansă să modernizăm în continuare municipiul Suceava.